cam greu să comentează așa un meci. Rezultatul știți. În principiu, chiar dacă am început bine, da, am avut șansa să, nu știu, chiar la, să terminăm meciul destul de repede. Din păcate, n-am avut pe urmă capacitate să controlăm și să profităm de avantajul care l-am creat la început. De la 3-0 la 6-3, unde s-a rupt firul? De ce așa diferență mare de scor, 6 goluri, 1 după? În primul rând, nu putem să nu subliniem faptul că am avut absențe importante, adică atât Dorin Coceban cât și Sergiu Tacot aduc un plus de liniște, de calmitate, de, mă rog, inteligență pe linia de fund, soluții corecte, da, decizii corecte. Și asta, mă rog, în situații când jocul, când evident era normal că Coliuc să pună presiune și să încerce să revină în joc, timp era destul, atunci când trebuie să fim mai deștepți, să n-am avut capacitate să gestionăm corect lucrurile. Chiar la scorul de 3-0, 3-1, ați avut vreo 3 ocazii mari de gol, dar nu ați reușit să fructificați. Da, aici și pot să comentez. Ocazii sunt, ele trebuie marcate, nu sunt marcate. Dacă apostrof nu poți să faci, oricum ai avantaj și respectiv trebuie să gestionezi corect. Nu vreau să comentez ocazii. Sigur că ele trebuie profitat. Poate evident că se relaxează, vrei, nu vrei, sunt oamenii, vă dați seama, adică undeva și omenește la când ai un avantaj așa mare și când jocul în principiu îți iese, da? La început noi foarte bine jucam, atacam, cream ocazii și poate undeva a fost și un mic moment de relaxare. A fost fotbal pe pâine, le-a plăcut microbiștilor. Nu știu, pâine sau ce a fost, micromiștilor, dacă le-a plăcut, mă bucur pentru dânsi și nu vă dați seama că, putem să spunem așa, doar prin prisma rezultatului. Dacă câștigam, avea să spunem și nu ne-a plăcut și meciul. Evident, având 3-0 și se pierzi la final, nu pot spune că primește plăceri deosebit. Dacă mai aveați 2-3 minute, reușiți să întoarceți rezultatul? Este exclus, deoarece pe final undeva poate și Ecolux o nimerită în plasa asta, cum noi în prima repriză și o venește la dâns și în niște momente de dezorganizare și noi am profitat, am redus. Poate să mai fost vreo 2-3 minute, puteam să putem mai mult. Dar oricum, asta nu ar fi fost, asta nu înseamnă că nu ar fi fost problemele care au fost, da? În general în meci, care le-am. Nu știu dacă rezultatul poate avea să ascundă unele probleme care trebuie să lucrăm. Acest meci s-a alergat foarte mult, cu intensitate maximă, fotbal de calitate, de parcă echipele nici nu au fost primul meci din retur, parcă au fost în cantonament, au jucat meci după meci. De unde atâta dorință de fotbal? Dorință ca dorință. În primul rând, meciurile dintre Mult Progres și Ecolux cam întotdeauna au fost destul de intense, da? Cu intensitate înaltă. Dar, în doilea rând, nu știu, dorință. Poate, într-adevăr, pe un meci de mult băieții nu au jucat și au avut o poftă de joc, dar... nu știu ce să spun. Cam așa au fost. Mult Progres și Ecolux sunt principalele candidate la titlu. Nu principalele, eu am mai spus-o de mai multe ori, sunt câte echipe, nu le mai știu, mai sunt mai multe și echipe de la Tiraspol, noi am pierdut puncte aici și alte echipe, echipe de la Tiraspol, adică trebuie să vedem parcurs, evident că dacă o să ne calificăm în play-off, o să ne străduim să ne luptăm și la titlu. Dar până atunci este mult. N-aș vrea să vorbesc cu aroganță la momentul ăsta. Haideți întâi să acumulăm puncte și pe urmă să discutăm.